Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 9 ianuarie. Vreau să vă reamintesc și o să tot auziți acest mesaj, pentru că de fiecare dată oamenii au spus: nu ne-ai anunțat că faci webinar. Și acum chiar va fi un webinar care duduie și e foarte important. Vă reamintesc că pe data de 25 ianuarie, ora 19, ora României, asta este într-o vineri la ora 7 seara, are loc webinarul de deschidere al anului 2019 și webinarul se numește Templul Dorințelor. Consider că este un webinar foarte important pentru că e în momentul în care poți să-ți activezi foarte multe lucruri și să lucrezi anumite teme legate de un drum liniștit în 2019. Și cei care sunt interesați să afle detalii despre webinar, puteți să îmi scrieți pe adresa contact@astrologalexandracoman.com. Mai repet o dată adresa: contact@astrologalexandracoman.com. Iar asistentul meu, Tudor, vă va furniza absolut toate detaliile, informațiile despre acest webinar. Și mă bucur că fac acest anunț că începe webinarul. A fost făcut un live broadcasting în care am aruncat informația în univers, dar mă bucur că lansez anunțul principal de deschidere al webinarului pe data de 9 ianuarie. Cifra 9, să știți că este o cifră a spiritualității, a conexiunii cu universul și cu informația înaltă. Nu a fost planificat să vorbesc pe data de 9, am observat sincronicitatea exact când am început eu să vă anunț că am demarat înscrierile pentru acest webinar și chiar mă bucur că are loc acest anunț pe o cifră benefică, energetic și spirituală pentru toată lumea, pentru oameni. contact@astrologalexandracoman.com legat de webinar. Și acum, hai să trecem să vedem ce se întâmplă cu horoscopul zilei de 9 ianuarie. Miercuri. Miercurea este o zi a comunicării. Este o zi în care lucrurile sunt foarte importante. Avem o mare trină pe hartă. Trină care activează casa banilor, casa muncii și casa prestigiului social. Deci vom fi extrem de activi în zona făcutului banilor, în zona interacțiunii cu cei din jur la locul de muncă și vom găsi metode foarte bune sau vom primi informații sau vom accesa lucruri legate de prestigiul nostru social sau ascensiunea pe scara ierarhică. Berbec. Astăzi berbecii au o zi foarte bună în care vor colabora foarte bine cu grupurile mari de oameni, activitățile de grup, proiectele de grup sau tot ceea ce ține de activitate pe internet este foarte bine susținut pentru berbeci astăzi. Taurul își lucrează tema serviciului. O femeie la serviciu se pare că este foarte interesată de talentele tale, de determinarea ta, de competențele tale. Vrea să folosească foarte, foarte mult aceste lucruri în beneficiul ei și este un moment în care, pe de o parte, te ajută, dar în același timp are și ceva de câștigat. Ce-ți sugerez ție ca și Taur este să îți negociezi foarte bine relația cu această femeie, să negociezi la sânge lucrurile ca să fie totul în favoarea ta, să nu lași nimic de la tine. Învață să fii egoist, e momentul să fii egoist. Gemeni. Astăzi gemenii au o zi foarte bună pe comunicare, pe relaționare și pe afirmare personală. O persoană mai în vârstă te ajută într-un proiect sau cu un plan pe care l-ai gândit în ultima perioadă și îți dă niște soluții foarte bune de strategie sau cum să te comporți strategic mai departe într-o chestiune delicată. Tot pentru gemeni este o zi foarte bună să semneze acte, să semneze hârtii sau să ia decizii importante privind actele și hârtiile. Rac.
Racul astăzi trebuie să aibă grijă la cheltuieli, pentru că s-ar putea să te bagi în probleme financiare dintr-un orgoliu sau din neatenție. Vrei tu să demonstrezi ceva, dar nu citești cu atenție o clauză, nu verifici cu atenție o hârtie, ești superficial în analiza financiară a unui contract și ori te păcălește cineva, ori ceva nu e în regulă cu niște acte. Îți recomand, fii foarte atent la chestiunile birocratice astăzi, pentru că îți pot aduce foarte multe probleme dacă nu acord suficientă atenție lucrurilor de detaliu. Leul. Leul are o zi foarte bună pe două direcții: drumuri și comunicare. Dacă te afli la drum sau vrei să pleci într-o călătorie, astăzi este o zi foarte bună pentru acest tip de activitate. Ai forță, ai energie, ai coerență, ești atent, ești dinamic, așa încât aceste atribute folosite în călătorie nu-ți pot face decât lucruri bune, nu-ți pot aduce decât lucruri de folos. Comunicarea este foarte bună, dar vezi că leul în această perioadă hotărăște să scoată oameni din viața sa sau rupe relații, rupe asocieri, rupe parteneriate sau măcar gândești că vrei să faci lucrurile astea. Vezi că o să-ți și iasă și o să fie foarte bine, chiar dacă tu o faci așa cu inima strânsă, să nu ai niciun regret pentru că e o decizie bună. Este de bun augur ce faci, să nu ai îndoieli. Renunțarea la oamenii neproductivi este una din prioritățile tale în această perioadă. Fecioara. Fecioara își reglează niște chestiuni de familie și vezi că un partener încearcă să se folosească de tine și chiar abuzează. Oare nu te caută numai când are nevoie? Oare nu-i drăguț cu tine numai când are nevoie de tine? Reglează puțin zona relațiilor, că aici nu prea sunt lucrurile în regulă și nu-mi place să văd că cineva se folosește de tine într-un mod în care este de-a dreptul meschin. Vreau să folosesc un cuvânt mai urât. Balanța. Balanța astăzi discută chestiuni importante despre afaceri sau despre dragoste. Mai degrabă aș înclina balanța, că toți suntem la balanță, în zona dragostei. Reglezi ceva, flirtezi, rupi o relație, deci ori caldă, ori rece, oricum zona relațiilor este extrem de activă, extrem de intensă și îți clarifici foarte multe lucruri legate de relații, ai curajul și acționează. Nu avea îndoieli, hotărârile tale, deciziile tale sunt cele corecte. Scorpion. Scorpionul îi aduc vești foarte bune legate de locul de muncă. Se iau hotărâri importante. După o perioadă foarte tensionată, trebuie să recunosc că am tot lovit în Scorpion de ajunseseră, cred că să credeți că am ceva cu voi. Deci ați avut conflicte, au fost probleme, ce pe semnul vostru au fost probleme. Acum începe cu încetul să se reintre într-o zonă de normalitate și Scorpionul este în mare formă, ia decizii foarte bune legate de serviciu, de schimbare mai ales de serviciu sau primește un răspuns pozitiv legat de un loc de muncă nou. Săgetător, astăzi nu are o zi foarte activă, mai degrabă te axezi pe lucruri de rutină, pe activități de rutină și în curând va trebui să predai o lucrare sau să semnezi niște acte. Ai grijă că astăzi ai un detriment pe apă, ceea ce înseamnă că poate nu te hidratezi, pornezi de la zona de sănătate, bea mai multă apă, să nu ai dureri de cap, să nu ai amețeli, mă rog, cine știe, nu-s medic, dar vezi și tu cu zona deshidratării cum ești. Sau să n-ai probleme cu țevile în casă, sau să verifică să ai apă în mașină, să nu rămâi fără apă, l-a răcit motorul, nu sunt inginer încă, dar știu că apa e importantă într-o mașină și sau la parbriz, să nu rămâi fără apă pe o vreme proastă. Deci apa e în detriment dacă ești săgetător, vezi ce faci cu subiectul ăsta, tu ai primit informația, vezi în ce zonă e apa activă la tine, să nu te trezești cu o inundație. Capricorn, o zi foarte intensă pentru Capricorn și rezolvați multe lucruri legate de acte, hârtii, documente și relația cu șefii. Deci aveți multă treabă astăzi, dar sunteți în formă și rezolvați cu foarte mult succes niște chestiuni delicate legate de plata unor facturi. Vărsător.
Vărsătorul este preocupat de starea unei femei sau o femeie te influențează foarte mult. Încearcă să nu stai prea mult în preajma ei, pentru că nu vrei să devii dependent de stările emoționale ale celor din jur. Dar, repet, o femeie trece printr-o zonă delicată, ești acolo să o ajuți, dar nu te implica prea mult, că o să-ți consume multă energie. Și este o zi foarte bună în care poți primi niște vești de la niște prieteni de la drum. Și am ajuns la pești, care astăzi au o zi, dragilor, rar vedem pe casa prestigiului social mare, vârf de mare trină care să vă ajute. Este o zi în care deciziile importante legate de carieră și de locul de muncă vă vor schimba viața. Nu gândiți mic, gândiți în mare, aveți curajul acțiunii, nu vă limitați orizontul. Și o zi foarte bună să vă înscrieți la cursuri, să faceți performanță mărindu-vă nivelul informațional, crescând nivelul informațional pe care deja îl dețineți prin cursuri sau participarea la evenimente de dezvoltare personală sau de dezvoltare în cariera voastră. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați să apăsați butonul subscribe pentru a fi la curent cu activitatea mea și pentru cei care vor să se înscrie la webinar, adresa de contact este contact@astrologalexandracoman.com. Vă îmbrățișez pe toți și să avem o zi superbă!